De pe Toto.ro. Vreau să vă prezint mașinile de la Hummingbird. Cu toții știți firma Hummingbird, o avem de 12-13 ani, de la bun începuturile cu V1 și V2, care, sincer, au fost niște mașini care sunt și încă niște mașini foarte fiabile și foarte ok, mai ales V2-ul când a apărut, formidabil, puternic și fiabil. Acum avem variantele mult mai, să zicem așa, ultimele variante de pe piață de la cei de la Hummingbird, cum ar fi, avem Bullet-ul, așa, avem V12-le și avem cea de 4 mm, da? Pur și simplu, pen wireless de 4 mm, toate sunt wireless-uri, toate sunt cu baterii, deci sunt cu baterii absolut toate, ele vin aceasta de 4 mm, vine cu două baterii și Bullet-ul la fel vine cu două baterii. Deci avem două baterii, un încărcător. O baterie stă în mașină, o baterie o punem la încărcat. Ea se încarcă undeva în 3-4-5 ore și rezistă 7-8 ore. Depinde de voltajul fiecăruia care doriți să-l... Na, dacă mergeți la un voltaj mai mare, o să țină, să zicem, 6 ore. Dacă mergeți la un voltaj mai mic, o să țină 8-9 ore. Depinde. Am auzit și variante care o ținu 5 ore și variante care o ținu 12 ore. Dar asta depinde de fiecare dintre voi în parte. Oricum, bateria se încarcă mult mai repede. Aveți o baterie înăuntru, l-a încărcat, și încă o baterie în mașină. Și pur și simplu, dacă se termină, o schimbați, este foarte, foarte simplu. Da? Deci avem, vine și aceasta, și Bullet-ul, și de 4 mm, de 4 mm vine cu încărcător. Aceasta, V12-le, ea vine pur și simplu, se încarcă la USB-C. Deci, în caz că ni se descarcă bateria, o avem la USB-C, băgăm USB-C-ul și putem continua să tatuăm în continuare. Aceasta ar fi impedimentul, dar nu neapărat un impediment, care și un avantaj, că orice dezavantaj are și avantaj. V12-le are stroc reglabil, cum putem să vedem aici, și strocul reglabil îl avem de la 2,6, da, până la 4. Da? Deci de la 2,6 până la 4 putem să reglăm strocul, care este un avantaj. Da? Aceasta este de 4 mm, aceasta este undeva la, este la 3,5 mm. Deci fiecare dintre voi în parte depinde cu ce stroc sunteți, nu știu, obișnuiți, da? Unii, de aia nu este o regulă tot timpul scrisă. Tot timpul, ca să știm, cu strocul mai mare, adică când avem strocul mult mai lung, avem bătaia mult mai lungă. E ca o, cum vă explic de fiecare dată, este ca o bâtă de baseball. Cu cât ne luăm având mai tare, avem putere mai mare. Cu cât ne luăm având mai mic, avem putere mai mică. Puterea mai mică, adică un stroc de 2,5, se folosește în principiu pentru umbre sau pentru cei care face tatuaje semipermanente, ochi, buze, sprâncene. Le puteți folosi la aceasta. Mașinile care le vrem să folosim pentru ochi, buze, sprâncene, se pot folosi și acestea. Le folosim cu un stroc mult mai mic, adică un stroc de 2,5. Aceasta, V12-le, se poate face la 2,6 strocul și îl putem folosi la ochi, buze, sprâncene sau la umbre. Foarte, foarte bine. Este... Cu cât bătaia este mai scurtă, puterea este mai mică și atunci le putem folosi foarte, foarte bine la umbre. Dar cu cât bătaia este mai lungă, este mai puternică, putem să facem color packing-ul, adică să umplem culoarea și să facem liniile. Iar, dar nu este o, tot timpul, cum vă spun, sunt și oameni, care artiști foarte cunoscuți, care cu 2,5 fac cu stroc de 2,5, fac liniile și umplu, ca așa s-au obișnuit. De aia nu este o regulă generală, da? Așa se, cum fiecare dintre voi încercați. După cum am spus, V12-le este de la 2,6 la 4 mm. Cea de 4 mm, așa este bronc de 4 mm, este de 4 mm și bronc Bullet este de 3,5 mm. Bullet-ul și de 4 mm vin cu două baterii, deci avem două baterii. V12-le are o singură baterie înăuntru, da, cu acumulator mai exact, și ea se încarcă la USB-C. Băgăm cablu direct în ea. Ele vin la 1197 de lei, dacă nu mă înșel, da, 1197 de lei. Pe lângă asta, mai avem și varianta, iar Bullet-ul vine cu, Bullet-ul și eu scuzați, de 4 mm vine cu o husă. Acestea vin în cutie. Și cea de 4 mm vine cu o husă. La absolut toate avem și varianta să le desfacem, în caz că vrem să le folosim, și avem și un adaptor înăuntru. Ați scos adaptorul. Avem un adaptor pentru RCA. Da? Punem adaptorul pentru RCA. Și acum avem un pen super micuț și îl putem folosi cu adaptor pentru RCA. Să zicem că ni s-au descărcat ambele baterii sau să zicem că nu mai vreți greutatea. Dar oricum nu este mare, mare greutate, să spunem așa. Nu mai vreți greutatea, știți, vă place un pen mult mai mic și vreți să vă luați de la
un Bronc de la Hummingbird. Este mult, mult mai mic. Sau, la fel, nu mai vrem, pac, am pus bateria și acum avem wireless absolut totul. Vrem să schimbăm bateria, desfacem aici, da, punem bateria înăuntru, pac, și am pus capacul. Este foarte, foarte simplu. Da? Și de aici reglăm. Da? Cât să iasă acum afară. Deci, la fel, toate, absolut toate sunt pe baterii, sunt penuri wireless. Sunt la 1197 de lei. Prețul este extraordinar de bun pentru o firmă care produce mașini de aproape, nu știu, noi știm de 13 ani. Eu zic că undeva la 20 de ani, 15-20 de ani produc mașini cei de la Hummingbird. Tot timpul au fost topul. Cu toții știți V1 și V2-ul, că acelea s-au vândut foarte bine și toată lumea știe, mai ales V2-ul, care este foarte fiabilă. Ei fac niște mașini foarte fiabile, foarte bune și foarte ieftine. Adică știm alte branduri care fac mașini mult, mult mai scumpe, la 5, 6, 7, 8 mii de lei mașinile wireless. Cei de la Hummingbird tot timpul au avut prețuri bune și motoare fiabile. Deci foarte, foarte fiabile. Deci, după cum am spus, 1197 de lei, indiferent că este bullet-ul, indiferent că este de 4 mm sau că este V12-le. Și, la fel, fiecare are cele V12 și 4 mm două baterii, cu acumulator V12-le, bullet-ul și 4 mm două baterii, V12-le are acumulator înăuntru. Și toate se poate schimba pe RCA. Deci dacă nu mai vrem, dăm jos, am schimbat pentru cablu RCA, am făcut mașina mult mai mică, mult mai ușoară. Depinde de fiecare cum doriți în parte. Na, acestea ar fi mașinile de la Hummingbird Bronc, 1197 de lei, absolut fiecare dintre ele. Da? Încă o dată, eu sunt Vlad de pe Toto.ro și cu mare plăcere, ne vedem la următorul video. Pace!